5.669 de șomeri au fost înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți la sfârșitul lunii iulie, rata șomajului fiind de 6,86%. Comparativ cu luna iunie, când rata șomajului a fost de 6,93%, în luna iulie acest indicator a înregistrat o ușoară scădere. În ceea ce privește rata șomajului la data de 31 iulie 2023, aceasta a avut valoarea de 6,86%, în ușoară scădere față de valoarea de la sfârșitul lunii iunie, când rata șomajului în județul nostru a fost de 6,93%, la sfârșitul lunii iulie acest indicator a avut o ușoară scădere de 0,07 puncte procentuale până la valoarea de 6,86%. Acest procent corespunde unui număr total de 5.669 de șomeri înregistrați în evidențele noastre, din care 2.503 femei. Din totalul de persoane înregistrate în evidențele AJUFM Mehedinți, 608 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 5.061 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.720 de șomeri provin din mediul rural și 949 din mediul urban.